Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd care este situația în care te afli și ce anume urmează să se întâmple, atât din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Ok, văd aici un sfat bun pe care l-ai primit sau pe care îl primești acum. Poate de la un părinte, poate de la un prieten pe care tu îl respecti foarte mult. La baza pachetului avem 5 de monede, 8 de cupe, pajul de spade. Deci, pentru tine aici văd că e ca și cum vrei să lași ceva în urma ta, vrei să abandonezi o situație. În unele cazuri simt aici că un fel de problemă care este, fie este un fel de supărare, o lipsă de încredere, pentru unii poate să fie și o problemă de sănătate, de ce nu? Deci e senzația asta de abandon, da? Aici, în acest context, să știi că partea asta de credință te-ar putea ajuta foarte mult, da? Cumva detașarea de planul material și orientarea către planul spiritual. Hai să vedem Marele Preot, da? Pentru că uite aici ca și cum universul deja îți dă semne. Văd aici un sfat bun pe care l-ai primit, fie de la un părinte, fie de la o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Și tot Marele Preot aici înseamnă un contract pe care îl semnezi cu cineva, o înțelegere pe care o faci cu o persoană. Apoi avem puterea, foarte interesant, avem o legătură cu zodia Taur, dar și cu zodia Leu. În acest context, ce pot eu să văd foarte clar este faptul că urmează aici o confruntare cu o persoană sau urmează un moment pasional pentru alții dintre voi. Da? Poate să fie aici și un moment în care lupți pentru ceea ce îți dorești, lupți pentru sufletul tău, lupți pentru tine. Da? Hai să vedem. Apare o provocare. Da? Sau este un moment în care ai curajul, în urma acestor sfaturi, să faci o schimbare. Unii poate ați avut o discuție aici privind o căsătorie, privind o relație serioasă. Hai să vedem Marele Preot ce spune. Da. Aici este clar, da? Cineva a fost curios sau curioasă în legătură cu tine. Da? Văd o persoană care nu prea a mai comunicat de ceva timp sau este o persoană care are inima închisă. Poate chiar ți s-a și spus că ai inima închisă în perioada aceasta. Ok. Și au fost niște discuții aici, poate legate de un bărbat sau legate de o hotărâre importantă. Că văd regina de monede, regele de monede și împăratul. Da? Și împăratul. Deci poate să fie un moment în care aici ai avut o discuție privind o relație. Hai să vedem puterea pentru tine, ce trebuie să știi. Avem judecata și pajul de bâte. Da? Aici văd că te vei revedea cu o persoană dragă ție, vei primi o veste bună, o veste liniștitoare. Poate să fie și un moment în care iei o hotărâre, deci tu stai față în față cu o persoană, aveți o discuție frumoasă, clară și urmează să luați o decizie, să luați o hotărâre. Dar nu văd neapărat doar discuție aici, ci văd și un nou mod prin care cineva acționează, da? Un nou mod. Este o persoană aici, văd eu, pasională sau este o nouă persoană. Te întâlnești cu un prieten, cu o prietenă, vă distrați, vă relaxați. Cinci de monede, deci parcă e o hotărâre aici privind un abandon, privind o închidere. Să vedem, Marea Preoteasă, deci ești într-un moment în care studiezi foarte mult banii, studiezi foarte mult partea aceasta materială a vieții, iar apoi avem Eremitul, o legătură cu Zodia Fecioară. Este un moment de relaxare,
poate simți nevoia să-ți iei o pauză, poate simți nevoia să stai puțin în spate, te văd că studiezi ceva important, analizezi foarte mult o situație în care ești. Văd foarte multă concentrare pentru tine asupra detaliilor. Asta văd foarte, foarte clar. Marea preoteasă. Ok. Pentru unii simt foarte mult ideea aceasta de odihnă, da? Dorință de odihnă, de liniște, de pace. Diavolul, puterea, 8 de monede. Poate ai o pasiune, da, la care tu lucrezi în secret. Este o veste mare care apare aici pentru tine, iarăși. Dar mai văd și o legătură cu zodia Capricorn, zodia Leu. Ai un proiect la care lucrezi sau este o perioadă în care faci lucruri pentru sufletul tău, dar eu văd aici foarte multe secrete, da? Hai să vedem eremitul mai departe. Patru de monede, șase de monede. Deci aici, uite, poți să primești o veste favorabilă privind o sumă de bani, da? Reușești să echilibrezi ceva din punct de vedere financiar, dar dacă aștepți niște bani, atunci aceștia pot veni către tine, pentru că eu văd multă, multă stabilitate. Și o veste bună. O veste bună după o perioadă agitată. Să vedem surpriza. Nebunul și 9 de bâte. Aici apare o veste total surprinzătoare pentru tine. Asta e surpriza. Legată de un copil, un nou început, o reacție total nebunească a unei persoane. Cineva care se aruncă așa cu capul înainte, fără să gândească foarte mult. Cineva care riscă. Ia să vedem nebunul. Eremitul, Marea Preoteasă. Surpriza poate să vină din partea unei femei. Sau surpriza poate să țină de planul financiar, de un proiect, de o avansare. Văd aici o legătură cu zodia Taur, Balanță, Fecioară, din nou, și din nou a apărut eremitul, poate are legătură cu zona profesională. Da, devii mai înțelept, devii mai cunoscut, devii o persoană mai bună. Surpriza este de la o șefă sau de la o persoană importantă. Zece de bâte. Poate să fie, nu știu, cineva care riscă, cineva care o ia de la zero, pentru că totuși văd că are legătură toată povestea aceasta și cu apăsare mare și cu o greutate mare pe care cineva o duce în spate. Șapte de monede. Cineva căruia este teamă în legătură cu o investiție, în legătură cu o sumă de bani, o moștenire. Da? Surpriza este că e cineva aici care are niște probleme, da? Și care văd eu că va risca, deci are de gând să riște. Să clarificăm și cu un oracol. Da, deci are legătură cu un suflet pereche sau cu un copil aici. Hai să vedem tarotul meu ce spune în legătură cu surpriza asta, că nebunul este o energie foarte puternică, da? El vine cu noutăți. Surpriza este un musafir, cică, și o veste bună. Da, poate cineva care vrea să-ți vină în vizită sau poate pentru alții este vorba despre o întâlnire, da? Pe care cineva o are.
Dar e o veste bună pentru tine. Și aici, teama sau oboseala asta pe care o văd eu are legătură cu o tranziție, o schimbare, dar și o persoană vicleană. Deci e ca și cum cuiva este teamă, da, să facă schimbare. Sau este cineva care zice, băi bun, dar se întoarce roata și atunci cine știe ce pățesc. Da? Mai vreau o carte. Da, surpriza aici, uite, este o veste despre un final definitiv. Femeie matură, ceartă, blocaj. Nu. O casă străină. Deci ceva ce se întâmplă într-o casă străină. Ceva ce se întâmplă într-o casă străină și are legătură cu un bărbat matur, poate este un prieten, poate este cineva din jurul tău. Nu. Pentru tine e de bine, pentru că uite, vei reuși ce gândești, cadou, o curiozitate plăcută, o zi plăcută. Da. Hai să vedem și oracolul ăsta ce spune pentru tine. O călătorie îndepărtată sau ceva ce durează de mult timp. Este vorba despre o veche iubire sau este vorba despre o persoană din trecut. Da? Și avem aici ceva valoros, ceva de calitate. Poate se întoarce vreo fostă iubire. Pentru că e ceva legat de o călătorie aici. Călătorie care a frânt o inimă sau frânge inimi, nu știu, ia să mai vedem o carte. Un bărbat tânăr sau este o persoană care conduce, este o persoană care face sport, este o persoană care are un aspect fizic, poate mai tânăr decât vârsta pe care o are. Este o persoană liniștită, văd eu aici, dar... Văd o nouă iubire sau o nouă persoană avem. Deci poate să fie și o nouă persoană care apare, da? Poate e cineva care e din trecutul tău și acum apare și persoana asta e total schimbată. Dar poate să fie și cineva nou care apare și care te ajută să ieși dintr-o situație toxică, dintr-o situație veche. Da? Pentru că eu văd și așa ceva. Uite, este un suflet pereche aici, un suflet pereche, o persoană dragă ție, o conexiune bună văd aici și uite, o întâlnire, o cină romantică, ieșiți în oraș, faceți ceva împreună. Este o persoană destinată, destinată, clar. Uite, este o iubire adevărată, este o persoană care poate, zic eu, că te eliberează din această poveste. Mai vreau și un mesaj din partea acestui oracol. Avem magie, blestem, lucruri ciudate. Ciclu schimbare. Și abundență și noroc. Deci aici, uite, mie mi-apare o schimbare legată de abundență, legată de bani. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și dacă ai rezonat, nu uita să-mi lași un like, să apeși clopoțelul, să lași un comentariu și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.